probabil că sunt niște nereguli sau niște lucruri pe care ei vor să le verifice. Eu ca nu numai membru al etniei, ci și ca membru fondator și președinte de onoare. Ce faci, mă cauți la portofel? Am fost chemat să... Dar chestiuni legate de fonduri finanțare. Publice, finanțare? Nu știu, mă, o să văd, acum mă duc să văd despre ce e vorba. Dar ce scria totuși pe citație? Lăsăm gluma la o parte, domnule. Probabil dirijor. Că există un fel de verificare generală, nu numai a organizațiilor romilor. Sunt tot, asta e ONG, da? Să vadă ce au făcut cu banii, unde sunt, dacă sunt, ce presupun. Deocamdată nu pot. E caută. Dar ce scrie pe citație, domnule deputat? Domnului Mădălin Voicuș. Nu mă, toți dintre suspect cei care am fost chemați suspect. Cine mai e chemat? Că e o listă lungă, înțeleg. Sunt mai mulți, nu știu, nu pot să știu. Liderii ai organizațiilor de rom? Vă, ce aveți? Hai mă, lăsați-mă să-mi fac. Avelo. Da, te traiesc. Băi, dar sunt disperat, nu deși eu transpirat. Hai mă, gata, ajunge. Vă așteptăm cu detalii. Presupun că cineva a fost supărat pentru niște lucruri pe care presupun că eu să le verific. Dar eu nu știu că eu nu umblu cu bani. Eu când primesc un ban semnez. Deci nu știu care este fermentul, chimia acestei anchete. O să vedem. Mersi. Le-am promis că o să colaborăm în sensul că o să există un dialog legat de ceea ce cercetează domniile lor și urmează să ne reîntâlnim în, nu știu, într-o perioadă de timp stabilită de dumnealor. Dar ce statut aveți? Toți suntem în aceeași situație, suntem suspecți. Ce acuzație? Bă, sunt multe, cu spălare de bani, cu, nu știu, domnul avocat știe mai bine. Niște lucruri că... Nu știu, mă, abar n-am că eu cu cifrele am mai cu note. Dacă zici pe note, poate mă pricep. Deci nu știu despre ce e vorba pe fond. Notele lor, nu notele mele, că eu pe ale mele le știu. Dar am avut niște detergenți buni și că a trebuit să fac un... Și altceva în afară de spălare de bani. Dar v-am spus la ce se referă, că bănuiesc că... Băi, se face o anchetă pe care eu, sincer să fiu, pot să o înțeleg așa, nu? Că nu e mai la Partida Romilor. Anchete se fac peste tot. La toate instituțiile au ajuns probabil la P și unde e Partida Romilor în vizor. Sau la V. Nu, că n-au. Eu nu vreau să fac speculații pe tema asta. Sigur că am promis și sunt de acord să existe o colaborare în sensul unor forme de elucidare a unor lucruri pe care dumnealor trebuie să le rezolve și atâta tot. Dar există vreo sumă vehiculată în dosar? Mai repet, copii, nu vă luați de mine când vă spun că eu nu o am cu asta, cu banii, sumele, contabilități. Eu din știu despre... Din ce ați spus procurorul? Nu, păi n-am stat de vorbă. Dar această rămas... poveste cu spălarea de bani, aveți vreo fată? Nu. Spălarea este pentru pete, în general. La mine, cum toți sunt trecuți în aceeași... Trecuți în... Nu, la trimitem la Anufărul. Deci, acasă se spăla alea... Nu aveți niciun motiv să vă temeți că... Această suspiciune se va transforma într-o punere mai serioasă sub acuzare, inclusiv trimiterea în judecată. Eu sper să nu existe elucubrații în sensul ăsta, cu toate că înțeleg că deranjez de multe ori, că sunt incomod prin tot ceea ce am făcut eu în ultimii 20 de ani în politică, motiv pentru care, cum cred că știți, o să mă întorc la meseria mea unde n-am pe cine să deranjez. Poate doar publicul să nu fie suficient de... încântat de execuțiile pe care le fac eu, muzicale. Există și perspectiva unei cereri de ridicare a imunității? Nu știu.